Numele meu este Diana Brătescu și sunt absolventa Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași. În prezent sunt director executiv al Asociației Cultivatorilor de Sfecle de Zahăr Roman. Numele meu este Iosif Păduraru și sunt absolvent al Facultății de Horticultură, specializare peisagistică din cadrul USAMV Iași. După ce am terminat studiile, am început să colaborez cu firme de peisagistică, iar în momentul de față sunt designer peisagist. Proiectez atât grădini cât și parcuri. Numele meu este Davidescu Mătălina, am absolvit specializarea control și expertiza produselor alimentare în anul 2016 din cadrul Facultății de Zootehnie a USAMV Iași. După finalizarea studiilor de licență, am avut șansa de a mă angaja în cadrul stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru creșterea bovinelor din Iași. Mă numesc Diana, am absolvit Facultatea de Medicină Veterinară la Iași în anul 2016. Imediat după ce am terminat facultatea, am hotărât să vin în UK și să mă stabilesc aici. Am început prin a lucra ca meat hygiene inspector pentru 11 luni, iar după aceea mi s-a oferit oportunitatea să merg la cursul de OV în Glasgow pentru 3 săptămâni și să mă întorc ca medic veterinar oficial în același abator unde începusem ca inspector. Sunt Ana Maria Toader și sunt inginer horticol. În clasa 11 am descoperit că atunci când voi fi mare vreau să fac vin. Pentru a învăța mai multe despre această băutură, am ales să urmez cursurile Facultății de Horticultură din Iași. În prezent sunt traveling winemaker și assistant winemaker. Asta înseamnă că fac vin în jurul lumii. În prezent vinific în țări precum Franța și Noua Zeelandă. Numele meu este Șuhandiana Georgiana și sunt absolventă în cadrul Facultății de Agricultură, specializare în inginerie economică în agricultură. Susținută de profesorii din cadrul facultății, am reușit ca în anul 3 de facultate să încep un stagiu la o firmă de consultanță pe fonduri europene și în momentul de față activez în domeniul de mai bine de 2 ani de zile. Sunt Alexandra Sâncu, absolventă a Facultății de Agricultură, specializată în tehnologia prelucrării produselor agricole în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, promoția 2019. Momentan lucrez ca manager de producție într-o fabrică de salamă cu produs carne din Sinaia. Mă numesc Iulian Andronic și sunt absolvent al USAMV Iași. Timpul studiilor, dar mai ales după finalizarea acestora, sub îndrumarea profesorilor, am avut numeroase oportunități de angajare și colaborare. Am lucrat atât în afara țării cât și în România, iar în prezent activez ca șef de fermă cu rezultate deosebite la una dintre cele mai mari companii de creștere a păsărilor din țară. Mă numesc Botezaza Andrei Emilia și sunt absolventă din 2019 a Facultății de Horticultură Specializare a Peisagistică la USAMV Iași. M-am angajat la sfârșitul acesteia inginer peisagist la o firmă de proiectare. Sunt Mihaela și sunt inginer la fabrica de preparate din carne a companiei SC Superstar ComSRL de Rădăuț, județul Suceava. Sunt responsabil de siguranță alimentară. Sunt Alina Daniela Crețu și în anul 2004 am absolvit cursurile Facultății de Agricultură, specializarea inginerie și managementul afacerilor agricole în cadrul USAMV Iași. Mi-am început imediat activitatea profesională, am lucrat aproape 10 ani în cadrul unei companii multinaționale din domeniul agricol, pe un post de conducere, și de aproape 5 ani lucrez în cadrul uneia dintre cele mai importante organizații de fermieri din România, Asociația Producătorilor de Porumb, ca și director executiv. Cred că această specializare îi poate ajuta pe cei care și-au ales acest drum să aibă o meserie extrem de variată, de la domeniul bancar până la producția agricolă, de la implementare proiecte europene până la cercetare. Sunt Micelenița Andrei, student al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași. Sunt student în anul 4. Pot să vă spun că nu regret nici o secundă că am făcut această alegere să mă înscriu la această universitate, deoarece pe parcursul acelor 4 ani de zile m-am dezvoltat personal cât și intelectual. Mi-a plăcut să mă implic, fac parte din Asociația Legii Studențești, sunt șef de cămin. Pe voi cei tineri și care nu știți ce vreți să urmați în viață, vă îndemn să veniți la această universitate. Vă veți și distra, dar veți și învăța. Este o universitate pe care și-ar dori orice student.